succes n-a potris-o pe Toma Socotis, o să facem o problemă de jos sus, pentru că politicienii nu fac ceea ce ar trebui să fac. Deci, nu în sens... Dar unde-i complexitatea aici? Că asta e societatea civilă, este nu, nu pentru că, pentru că dacă înțeleg din perspectiva asta... Păi nu, dar nu știu, în momentul de față, probabil că avem, adică dacă înțeleg mai bine, și iarăși înțeleg mai bine, într-o perspectivă a complexității, o situație, asta nu înseamnă că pot să-și acționez în direcția aia făcută. S-ar putea să o găsesc. Dar de cele mai multe ori, iarăși, este o chestiune de tipul, cum să vă spun, să zicem, cum se au sistemul vorba aia, să un exemplu poate că e cel mai bine să dau. Toate, când s-au început prima dată, zice, sistemele dinamice, haotice, văsire, în care toată lumea nu își putea să-și permite să nu le folosească, că dacă nu-mi pierdea. Văsire, da. Deci, noi suntem în situația că fiecare dintre actorii politici sunt în zona aia în care, sigur că dacă ajung să le înțeleg și reușesc să cauz în sensul pozitiv, dar cel puțin dacă nu folosești și alții folosesc, că tu ai pierdut. Deci deci are să ne înțelegem știința complexității și acțiunea din perspectiva complexității, cum să spun, nu de rețetă. Sunt multe de discutat. Trei întrebări pentru Maro. Prima, când v-ați produs aici Cotizo, spunea că sunteți un iubitor al creșterii economice. Așa a fost puțin. Exponențial. Nu, ideea, am făcut și de la început, nu chiar creștere economice, ci dezvoltare economică. Așa a spus Cotizo. Da, a spus că cam așa am înțeles aproape bine. Nu, cam așa am spus, nu. Da, vedeți, după aceea în sensul în care el a spus-o, eu... Da. Eu mă refer la ce s-a spus. Dar restul se răsta în acești. Da. Și am putea, nu în sensul ăsta a spus. Deci, dacă această creștere în continuare este un mit, și completez cu întrebarea pusă de Cotizo. Câți oameni sunt de cultură ca să înțelege, asta e paradoxul lui Florin. Aici vin multe cunoștințe, complexitate, etc. și nu se lipesc. De partea cealaltă, ai spui, a spus binomul ăsta, cercetare-acțiune. Nu? Cercetare-acțiune. Deci sunt foarte multe. Cel puțin trei modele, am spus unul al lui Călin Georgescu, Marica, mă rog, Colceac și dumneavoastră. Deci astea ar trebui să luăm 560 parlamentari, miniștri, secretari de stat, etc., cohorte, să împărțăm și să le expunem aceste modele. Înțeleg sau nu înțeleg? Pentru că am asistat la multe teze de doctorat privind noua economie. Și Soros a făcut Institut de Noua Economie la Berlin. Să explice nu știu ce și nu știu cum. Bun. Revin. Creșterea economică este un mit care domină la ora actuală. M-am așteptat. Principiul de la Davos 2014. Marea transformare, formularea de noi modele. Deci, oameni de știință, formularea de noi modele. Să-i spunem, noi paradigme. Noi ne mândrim, aștept de un an jumate să văd Uniunea Europeană, țările dezvoltate, plăcile tornante, dacă în continuare au mitul creșterii. Inclusiv noi, din perioada comunistă, ne lăudăm cu cel mai mare rit, 3-4%. În condițiile în care mai departe oferta agregată Y plus C plus G, nu? Și ponta să lăuda, crește TVA, crește consumul privat, crește economia, bunul de consum, până să ai echilibrat prețul. Bun. Din acest punct de vedere, toți sunt cu ochii pe cele trei componente ale ofertei agregate în Europa.
considerați că în continuare se va merge pe acest mit al creșterii și acesta este sustenabil? Asta e prima întrebare. A doua, în prezentarea pe site a noastră, era acolo triada economie, societate, ecologie. Dacă acest model prezentat de dumneavoastră poate avea în vedere armonizarea dintre aceste trei, care se regăsește de fapt în semnalul ăsta deosebit numit alimentarea naturii, acest raport în care e dialogul surzilor între economiști, sociologi, sindicate și ecologiști. Inclusiv ideologizați, care nu știu nimic, care sunt acuzat de intervenționism, de socialism, etc. Mă rog. Și a treia problemă pe care voiam să vă pun aici la dumneavoastră, care există, sunt foarte multe lucrări de genul ăsta avertisment, cum este, de aici, punctul haosului. Dacă citești cartea lui Laszlo, vedeți, ești la bifurcație, ori te salvezi, ori crăpi, ori cobra. Când ne dăm seama că vom crăpa, nu? Și dacă în acele condiții, vreun model din acesta, inclusiv acesta, nu? Pentru că în continuare se va merge sustenabil, zice dumneavoastră, nimeni nu se gândește la 2030-2050, totul merge la care vine, și tot mai scenariu. Deci dacă în acest sens, de un bar, bicel, de aur, de un bar. Mă rog, deci în acest sens este problema dacă mergem, cum facem sondajul ăsta, inclusiv fundația Soros Special de Credibilitate, mergem într-o direcție bună, o direcție proastă. Mergem pe salvare, sau pe colaps. Pe rând, prima dată, într-adevăr, prima... Mit este mit, creșterea economică este un mit. Habanab este mit, probabil este mit, nu știu dacă pot să spun. Pentru mine, creșterea economică, între condițiile de pământ limitat, e clar, creșterea nelimitată e nonsens, nu știu să mint. Pentru mine, mai degrabă, e nonsens să vorbesc de creștere, de mit. Mitul începe să aibă anumite conotații și poți să mai există. Până în filosoful și ne închinăm în fața lui. Okay. Toate politicile, policymaker europeni... Eu spun mai mult. Așa gândesc. Toți politicienii europeni, policymakers, parlamente, miniștri, etc., măria asta crește economică. Exact. Exact, nu, asta este clar. Este, eu v-am spus, e mai mult decât ce spun eu, nonsens. Bun, problema, uite, să vă dau un exemplu. Bun, deci este clar. De lângă, revenind la următoarea întrebare, dar suntem în aceeași direcție, discutăm. Deci armonia între, m-am spus, economic, social, fără nicio discuție, ecologic. Fără nicio discuție. Dialogul surzilor între ei, nimeni nu... De acord, așa e, nu? Tăiem pagii sau stejare, numai între 1600 metri cub de lemn, dar ce s-a produs acolo, pe termen lung... Dar așa este. Așa este, în același timp trebuie să recunosc următorul lucru, că totuși, asta este, deci, percepția mea, sensibilitatea mea sau cu modul deci, modat. Îmi place că am zis că aveți sentimente în abordare, așa este. Bine, sensibilitatea mea este că, față de, să zicem, de ce observ, inclusiv în anumite discuții care am avut în dezbaterul politicei în abordarea asta, că am început să se conștientizeze acest lucru. Deci, a început, dar suntem încă departe. Aveți dreptate și aici. Probabil că da. Probabil că da, e mult mai... Am spus-o de la început, sunt de acord că e mult mai probabil și mult mai actual și mai ales colapsul decât asta de la început am pornit cu acest lucru. Da. Deci, fără nicio discuție că acum se pune nimeni, vedeți, acțiunea e individuală, e și colectivă, este, cum să vă zic, sunt atât de multe lucruri care trebuie să lor, dar în același timp, probabil că dacă fiecare împreună cu preașma am acționat în direcția asta și eu sunt pentru
atenție ce spun acum, pentru o acțiune micile comunități de, ce vreți, de profesionii, de aceeași profesie, care acționează în direcția asta și acele, în acele mici, odată, nu știu când, s-a putea câteodată, sau și observat sincronizarea lor, pot să facă saltul de care avem nevoie, tot. Domnul Aron, când discuți cu studenții, îmi spun, nu sunteți ipocriți, când spune, multe nu, nu, stați, stați. Când vorbim de dezvoltare sustenabilă și durabilă, și noi, și copiii noștri, și nepoții noștri așteaptă de la noi, de la policy makerii actuali, pentru generații următoare, apropo de Rio. Deci, noi ne apropiem de dezvoltare sustenabilă sau ne departăm pe niciodată? Din păcate, din păcate, criza n-a, dacă vrei, pe de o parte a făcut bine ca... a redus din ritmul ăsta, din păcate, și aici rezonez cu mulți care au spus că e mare păcat că am crezut o asemenea crize la nivelul, atunci pe crize se poate mai ușor se fac la nivelul de sus de tot. Da, da, și-am crezut. Nu, sus de tot, la nivelul omenesc nu discut de zona asta, simplă. Nu, discutăm. Nu în sensul că nu sunt de acord cu ceea ce spune, dar la nivelul marilor... Vine aici Mihalache și spune, fără mine nimic nu puteți face. Nu am poate să vină sau a la orații Nobel în 2009, când vreau să găsească. Așa este, Aș vrea să fac și o mică completare, care cumva poate să explice mai bine de mersul Eleanor. Era pe insulă acum câțiva ani și una dintre prezentările lui, Florin, a făcut o referire la un model fizic care cred eu că și pe care apoi l-a întors în socială. Era vorba despre un proiectil care trece printr-un geam. Cred că l-am mai intersectat, nu? În funcție de viteza de propagare a proiectilului, în raport cu viteza de propagare a undelor de șoc din geam, geamul respectiv poate reacționa în vreo trei feluri diferite la trecerea glonțului prin el. Dacă viteza glonțului este foarte mare, va fi o gaură și atât. Întorcând un plan social, dacă inovarea propusă e atât de departe de realitate, gândiți-vă, de exemplu, la ce a propus Leonardo da Vinci acum 500 de ani, nu? Parașute, scafandri, tancuri, sisteme de irigații complexe, cu ecluze și așa mai departe, elicoptere, da? Ce impact au avut în social? Zero. Pentru că erau atât de departe de ce puteau să înțeleagă oamenii din vremea respectivă, încât, pur și simplu, era, cum s-a spus, mult înaintea vremilor. Un al doilea caz este cel în care viteza e ceva mai mică, cu alte cuvinte, informația respectivă, să spunem, tradusă în social, ar avea mai mult impact, șansa să atingă, să genereze niște rezonanțe, măcar în câteva entități din planul social. Și atunci, una dintre variante este cea în care apare o gaură, și apoi vedeți cum se împrăștie ca și la parbriz, da? Se împrăștie, dar se împrăștie sub formă de fractal, fulger, cum vreți. Interesant este că ideea nu atinge pe toți cei din jurul punctului de contact, ci atinge într-o formă foarte rapidă, traversează societatea. Marginea este afectată. Deja eu sunt cu complexitatea la începuturi, așa că deja am zis că am început să trăiesc complexiști. Al treilea caz este cel în care se sparge tot geamul și abia atunci ai, de fapt, impactul social, dacă vreți, al noi idei de străpungere, din nou o paralelă interesantă sau o metaforă interesantă, în planul social. Da? Deci străpungere în planul social. Ce vezi mai frumos decât glonțul care străpunge planul sticlă. Și în funcție de capacitatea de absorție a planului social, schimbarea respectivă sau ideea respectivă prinde sau pur și simplu trece ca glonțul prin sticlă. Și aici probabil că ceea ce spune Aron este că
În momentul în care celulele din planul social încep să fie, cum să spunem, încălzite puțin, atunci regimul termodinamic al geamului se schimbă și atunci probabil că capacitatea de prelucrare, de preluare a informației și viteza de transmisie în social a celor informații ar putea să capete o altă valoare și implicit să aibă un impact diferit, o paradigmă, într-o paradigmă acceptată, într-un elefant nou, ca să spunem așa, ca să păstrăm terminologia propusă de Aron. Da. Vă rog. Acum am pornit de la pagina paradigmei sau complexității sau de la pagina societății, să zic așa, în mod mai practic. Place să cred că reprezint cel puțin o comunitate de tineri care înțelegem conceptul de paradigmă, de complexitate și de urgență. Trăim în necesitatea zilei de astăzi și de mâine cu gândul la ce o să facă copiii noștri peste 3 ani, 5 ani, 10 sau poate 2030. Politici, eu cred că sunt peste tot. Teorii, filozofii, idealuri sunt. Practic, noi astăzi, mâine, ce facem? Planuri, idei, există. Întrebarea este, politica este mărginită de sus în jos. Adică noi, oamenii de rând, avem soluții, însă nu avem suportul celor de sus. Da și nu. E corect ceea ce spune, dar haideți acum să dau puțin un răspuns puțin altfel și mai altfel. Nu știu dacă știți de program, să dau un exemplu de cum nu s-a făcut și dacă s-ar fi făcut, cum alții au făcut, se putea ajunge să fie.